Sportul buzoian este tot mai afectat de coronavirus. Flagelul a lovit și lotul de fotbal al Gloriei Buzău, după ce una dintre handbaliste fusese depistată pozitiv alături de alți 5 sportivi de la Handbal Club. Un comunicat emis de gruparea din Crânga anunță că 3 dintre membrii secției de fotbal au fost depistați pozitiv. Este vorba despre Ilie Stan și despre fotbaliștii Ginga și Perju. Toți 3 sunt asimptomatici. Este vorba despre antrenorul principal, Ilie Stan, și doi sportivi, Ginga și Perju. Imediat după ce au aflat rezultatele, cei de la Gloria au anunțat Direcția de Sănătate Publică și Federația Română de Fotbal. Forul Național a decis că nu se impune amânarea meciului de cupă, deoarece restul lotului este valid. Între timp, atât Iliesta cât și cei doi sportivi au intrat în autoizolare. Noi am acționat procedural, am informat DSP-ul, am informat Federația Română de Fotbal. Am identificat eventuale contacte ai celor care au intrat în contact cu cei virusați. Ne-am luat toate măsurile ca să asigurăm o echipă casa care să ne reprezinte astăzi în Cupa României și de asemenea în meciul care urmează să-l avem sâmbătă. Rămâne de văzut cine va conduce de pe bancă meciul de sâmbătă cu Viitorul Pandurii. Atât Robert Panduru cât și Vasile Tudose, secunzii lui Ilie Stan, dețin licența A, certificare care le permite să asigure interimatul tehnic.